Ați cântat asta ca un fel de încălzire. Ce-a fost asta? Ce ați interpretat? Asta se numește Sârba de la Glavan. Satul nostru, înainte vreme, se numea Glavan. Glavan, da. Sârba asta, eu am lucrat aici în sat, am lucrat în multe locuri. La Târnu am lucrat 7 ani, la Rădimare am lucrat 4 ani, la Rujnițe, Arvo 4 ani am lucrat. Și cu domnul Sergiu Romandaș am lucrat și la Târnu, chiar de la Târnu m-a luat la armată. Am lucrat, de aici am lucrat cu 6 primari. Vreau zic că eu am lucrat atâta timp cât au fost 6 primari conducători, primării, ori cel sovietul, cum să ne pică. Ei vineau și plecau, dumneata rămâneai. Eu câteodată stau și mă gândesc, măi, am avut tare bun primar, am avut un primar, cum ați cu noi, în România, la festival, am avut la Botoșani, cu tradiții de iarnă, trecut pe la Cernăuț, Caba, Ivan Vasilevici. Și era primar și urmă să cunosc, au stat 2 săptămâni. Noi ne-au luat la gazde români de la Ștefănești și 2 săptămâni beam spectacol prin sate de apropiere. Și când la urmă a fost festivalul din încheiere la Botoșani, era șeful secției Mihai Emil Ivanu și urmă să cunosc soție, o doctoreasă foarte bună la spital și eu zic, eu, dar să iei, în casă îmbunăști copiii, să iei. Și ne-am dus la Botoșani și vă gândiți dumneavoastră. Țară, grad, a luat marele premiu. Încă scoală, sala, așa spune șeful secției de cultură, Mihai Emil Ivanu, Mișa, zice, eu am fost cu multe colective de pe Raion și în alte parte în România. Dar încă scoale sala în picioare și se bată și strige, se bată tete din palme. Soțuie compunie urăturile. Tete, și era acolo niște cuvinte, să tragem o braț de vii în Moldova, în România. Tamara asta după Revoluție. Știți dumneavoastră, a fost tete Moldova, tete colectiv de Moldova în România. Da. Și din Moldova noastră a fost o 2-3 colective, mi se pare că ne amintesc. Și noi am luat Țarigradul, tot mai deprimit. Pis tot locul ne-a fost, am luat, la prindeți luminele, unde ne-am dus. Noi întotdeauna ne-am stăruit să lucrăm calitativ, să lucrăm copiii. Eu nu vreau să mă laud, am avut 5 fanfare făcute. Am făcut și la Rujnici, și la Dondoșeni, și la Miciurin, și la Drochea, deși am lucrat la liceu Mihai Eminescu. Dar fluieriști am cel mai mulți. Eu dacă n-am 300 de fluieriști, apunam niciun. Vă spun, învățați de mine. Dar cum ați trecut de la clarinet la instrumentele astea populare vechi? Era la modă clarinetul. Pe atunci era Leonid Moșanu, la mine acasă a fost Lubomir Iorga, Dumnezeu să-l ierte, Leonid Moșanu tot, și eu tare iubiam, și tare iubiam și Naiu. Naiu îl iubiam, Vasiliovo, Parusu, zic eu, am sumat lepot și de clanet, dar să cânt la Nai. Și știți, am zgâit-o așa o leacă, dar într-o zi eram, trăim la Rădimare. Și eu, să vă spun pe drept, poate asta e șărușină, poate, dar așa nu a fost sortit ca la Sulac. Unii lucram, mă însuram. Ce frumos a spus. Știi, nu, poate nu chiar așa, dar eram nevoit. Am lucrat la Chetrosu, primul director a Casei de Cultură din Chetrosu. Apoi eu am fost că acolo, am făcut o groapă adâncă și secretarul partid m-a luat să vadă dacă am spot, ca în orchestră, să vadă eu m-a luat acolo. Că știți cum se făcea înainte printr-o orchestră, dar scena mai înainte. Aha. Așa. Și când acolo la Chetrosu trăim cu soția și ei n-a venit și o specialitate, partidul era... Scuzați.